Vom aborda piața de materii prime. Petrolul a suferit ieri o scădere destul de accentuată. Astfel am văzut că după spargerea nivelului de, de suport la 5204 a testat și linia ascendentă de trend. Linia ascendentă care vedem că susține secvența pozitivă începută pe, pe 10 februarie. Odată cu spargerea acestui obiectiv important pentru cumpărătorii am asistat la o accelerare a secvenței negative către nivelul de către atingerea unui minim la 50,43 de dolari per baril, punct din care am asistat la o nouă revenire și la o nouă reîncercare de reluare a secvenței ascendente. Totuși, mișcarea cumpărătorilor nu a avut susținerea necesară pentru, pentru a îndeplini acest, acest obiectiv și vedem o tendință, o tendință laterală, o tendință de blocare a prețului undeva în intervalul 51-30-52-04. Dacă situația va continua în această manieră incertă, am putea asista la o tendință de mișcare laterală în, în intervalul menționat anterior. Dar în caz contrar, dacă vom asista la fie, la fie la o depreciere a atitudinii, fie la o îmbunătățire a stării, am putea să, să vedem o o scădere respectiv o apreciere și o reluare a secvenței pozitive. În acest moment Petrolul pare să să fi primit și un ușor uh, impuls din partea uh, oficialilor audiți. Vorbim despre ministrul Energiei din Arabia Saudită care a afirmat faptul că uh, relațiile la nivelul OPEC Plus și, uh, și comunicarea la nivel grupării este, este una foarte bună și continuă să aibă loc, uh, loc într-o într manieră uh, pozitivă, fără tensiuni. Acest lucru vine în urma informațiilor conform cărora uh, mai multe state au început să, să nu mai fie de acord cu viziunea, uh, viziunea extinsă au, au, uh, a instituției și cumva să se opună uh, noilor măsuri pentru stabilizarea prețului. În, acest, uh, în această categorie, uh, principalul actor părea să fie Rusia. Uh, acest lucru ne indică faptul că. Uh, Statele membre tind să și doresc cumva să, să restabilească încrederea pe care investitorii o aveau în, în instituție și în abilitatea acesteia de a susține prețul petrolului în, momente, în astfel de momente incerte și în momente în care acesta pare să fie în cădere liberă. Pe lângă asta, el a mai declarat faptul că în continuare există soluții și sunt luate în calcul mai multe variante pentru a stabiliza prețul și de a oferi un impuls acestei piețe. Întâlnirea OPEC va avea loc în perioada 5-6 martie, iar în cadrul acestea am putea să. Aflăm dacă într-adevăr vor, uh, vor fi anunțate noi reduceri ale producției sau prețul va suferi o nouă lovitură. În cazul în care acest uh, al, al doilea scenariu se va materializa, am putea să asistăm la o corecție mult mai amplă și chiar la o spargere uh, definitivă a liniei, ascendente, uh, a liniei de trend ascendente pe termen lung. Lucru care ar, ar putea deschide drumul către niveluri mult mai reduse. Deși în timpul sesiunii de ieri, aurul a traversat o perioadă foarte bună, reușind să părăsească canalul ascendent de, de, de preț și să atingă un maxim în zona de, 1000, de 1690 de dolari. Ulterior, în a doua parte a sesiunii, am asistat la o cădere liberă și la o corecție amplă, în timpul căreia prețul a revenit în, în intervalul menționat anterior și chiar la începutul sesiunii de astăzi a reușit o testare limitei inferioare. Totuși, după acest eveniment, am, am asistat la o nouă respingere și. La momentul vorbirii vedem o tendință clară de a prețului de a se întrepta către limita superioară a canalului. Astfel, pe, pe termen mediu, vedem, um, vedem posibilitatea de extindere a creșterilor și de continuare a secvenței pozitive, dar rămâne de văzut uh, modul și viteza cu care, um, cu care acest scenariu se, se va materializa. Pe, pentru, pentru cumpărători, cel mai important nivel de, de suport este limita inferioară, limita inferioară a acestui canal, care protejează secvența pe, pe termen mediu și oferă susținere unui nou impuls pozitiv, iar, ca nivel de rezistență, limita superioară, desigur. În cazul în care vom vedea o spargere și o revenire. A prețului deasupra acestei bariere tehnice, am putea înregistra un, un nou impuls, un nou impuls accelerat pe termen scurt, care chiar ar putea să împingă către nivelul de rezidență de la 1696 de puncte. În caz contrar, prețul s-ar putea menține în interiorul canalului. Atitudinea și Va fi, va fi influențată, cel puțin pe, pe termen mediu și lung, de perspectivele și de posibilul impact al acestei epidemii asupra, asupra ratei de creștere economice la nivel global. În cazul în care estimările vor indica un impact amplu, am putea asista la un nou raliu brusc al prețului aurului, ca urmare a reorientării investitorilor către active sigure. În caz contrar, dacă investitorii, dacă specialiștii vor susține că efectele nu vor fi atât de, de ample și atât de grave pe cât se, se, crede și se estimează de, de, anumiți, de anumiți actori, am putea să Vedem o tendință de revenire a încrederii și cumva de stabilizare prețului, cel puțin până în momentul în care um, riscul legat de, de această problemă la nivel global se va, um, se va estompa și ulterior va fi, uh, va fi eliminat. În aceste perioade volatile, monedele virtuale tind să aibă o evoluție interesantă. În timpul, în timpul săptămânii trecute, am, am asistat la o nouă încercare de revenire a prețului Bitcoin deasupra nivelului psihologic, nivelului important pentru un cumpărător de la 10.000 de dolari. Deși prețul a fost spart, am văzut... O pierdere a încrederii și cumva o temperare a acestui entuziasm destul de rapidă, care a dus la mai multe testări ale limitei menționate anterior, dar în acest moment, în calitate de suport, care uh, s-au concluzionat cu o scădere amplă. O scădere, uh, o scădere accentuată, care vedem că într-o singură zi. A atins intraday minus aproximativ minus 7,6%. Uh, ulterior, prețul a reușit să, să se stabilizeze și cumva să respecte uh, nivelul de suport de la 9500 de, de dolari și a pare să fi început o perioadă laterală în canalul 9.500-10.000 de dolari. Uh, în continuare, trebuie remarcat faptul că în ciuda perioadei uh, incerte și plină de, de volatilitate la nivelul, uh, la nivelul altor piețe, um, monedele virtuale tind să se mențină totuși la valori destul de ridicate. Iar acest lucru uh, pare din nou să uh, nu se confirme, dar să susțină și să reprezinte un nou argument al caracteristicii acestora de a se transforma ușor în active de refugiu, nu la nivel extins, nu la nivel acceptat de către toți investitorii, ci poate doar la, la un nivel mai restrâns. Pentru un grup mai pentru un grup mai avangardist, am putea spune, care mai deschis către nou și către tehnologie, și care tinde să, să vadă utilitatea și cumva valoarea acestor instrumente. Iar în acest context am putea să asistăm la cumva la o importanță mai mare acordată acestor instrumente și la o stabilitate mai, mai mare a prețurilor acestora. În următoarea perioadă, nivelurile de urmărit 9502, principalul obiectiv pentru vânzători și nivelul psihologic de 10.000. Dar chiar dacă va fi unul dintre acestea va fi depășit, merită evoluția prețului merită urmărită pentru mai multe ore în ideea de a observa dacă o o posibilă spargere va fi sau nu confirmată, pentru că în trecut am văzut că, deși prețul s-a menținut pentru o perioadă bună deasupra, deasupra acestui prag, vorbim despre mai mult de o zi, o zi și două ore, cotația nu a reușit să, să păstreze și să se mențină deasupra pragului de 10.000 de dolari. Calendarul de astăzi ne aduce date interesante din, din SUA în a doua parte a zilei. Vorbim despre indicatorul de încredere al consumatorului CB pentru luna februarie, care ar putea să ne indice într-o oarecare măsură impactul epidemiei asupra atitudinii consumatorilor din, din SUA. Pe lângă asta, la ora 22 va avea loc o conferință de presă a vicepreședintelui FOMC Clarida, iar la 23.40 se vor publica datele API cu privire la stocurile de petrol, unde vedem că se așteaptă o nouă creștere a stocurilor la nivel săptămânal. Va avea această, vor avea aceste date impact asupra petrolului este greu de crezut în contextul actual și este greu de interpretat. Dacă vom vedea o îmbunătățire a atitudinii și iar datele vor fi unele pozitive, investitorii ar putea să introducă o parte din aceste informații în preț. În caz contrar, dacă atitudinea va fi contrară cu rezultatul, am putea să asistăm la, la o ignorare a acestui raport și cumva la o concentrare a atenției asupra factorului, a factorului principal de interes. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună în continuare și spor la pipși. La revedere!